Salut! Printre posesorii de Dacia Spring este arhicunoscută problema ventilației de la picioare, de pe locurile din față, deci atât în partea șoferului cât și în partea pasagerului. Există un inconvenient foarte mare legat de această gură de ventilație. În primul rând, este poziționată foarte în spate față de unde ții tu efectiv picioarele. Și a doua problemă este faptul că nu are niște lamele care să direcționeze aerul astfel încât să-l împrăște foarte bine în zona picioarelor și practic el iese tot timpul perpendicular. Și problema este că îți bate doar în piciorul care este înspre gura de ventilație. Deci pe partea șoferului îți bate doar în piciorul drept, iar pe partea pasagerului îți bate doar în piciorul stâng. Și asta este un inconvenient foarte mare vara, dar și iarna, pentru că vara când dai acee cu aer rece, piciorul drept îți îngheață pentru că bate doar în el și stângul îți fierbe. Și iarna este invers, toată căldura bate doar în piciorul drept și stângul îți îngheață. Dar am găsit în sfârșit o soluție, a făcut cineva chiar de România, deci a printat 3D niște deflectoare, sunt marcate cu D și S, dreapta, stânga, da? Deci sunt printate 3D din plastic și se atașează acolo cu niște bandă dublă adezivă, are câteva bucățele pe margine. Aceste deflectoare eu le-am cumpărat la un preț de 40 de lei setul. De fapt am comandat mai multe împreună cu mai multe persoane, pentru că dacă faci comandă de peste 200 de lei, ai transport gratuit. Deci eu le-am prins la reducere cu 40 de lei setul. Între timp am văzut că acum sunt 50 de lei. Am vorbit, după ce am comandat, am vorbit și cu producătorul și mi-a spus că o să scoată probabil și o variantă fără bandă dublă adezivă, adică cumva cu niște clipsuri care să se prinde direct acolo de grilajul acela, adică să nu mai fie nevoie de banda dublă adezivă. Dar deocamdată eu o să le testez pe acestea. Și ei produc atât deflectoare care să redirecționeze aerul către față și se poate și către spate, nu știu dacă preferați așa. Eu am luat către față și producătorul mi-a spus că până acum nu a primit nicio comandă pentru deflectarea aerului în spate. Cam așa arată montat pe partea șoferului. Deci aici în partea de jos am încercat să-l lipesc cât mai spre față, astfel încât fluxul să se ducă mai în sus. Și dacă ar fi să pun piciorul pe accelerație, cam așa ar sta. Deci acum nu o să mai bată aerul direct în picior, ce să meargă spre față. Să vedem și cum se vede din partea de sus. Da, iese un pic în afară față de consolă, nici nu are cum altfel. Dar este suficient loc. Deci cam așa, uite, mișc piciorul și este destul loc între pedală și el, astfel încât să nu-l lovești. Da, urmează să fac montajul și pe partea pasagerului. Deci astea au fost deflectoarele de la 3D Market. Așteptăm și varianta care se clipsează direct pe gura de ventilație. Cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați de like, share și abonare și ne vedem data viitoare.